Însă la JM are nevoie de asistenți maternali profesioniști. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului are nevoie de 30 de asistenți maternali și speră ca anul acesta să se ocupe măcar jumătate din posturile disponibile. Meseria, deși presupune un program de 24 de ore din 24, are și o serie de beneficii. Asistența maternală reprezintă cea mai bună alternativă în condițiile în care autoritățile iau în calcul desființarea centrelor de plasament. În prezent, în Sălaj sunt 79 de asistenți maternali, care au grijă de 113 copii. Pentru a veni în sprijinul unui număr cât mai mare de copii instituționalizați, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului vrea să angajeze 30 de asistenți maternali profesioniști. Deci majoritatea au doi copii, sunt care au copil cu dizabilitate mică, dar și atunci noi anul trecut avem un proiect împreună cu autoritatea, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, prin care ne-am asumat și pentru un minim de 16 asistenți maternali. Noi avem în acest moment 30 de posturi vacante. Ne-am propus 16 pentru anul acesta, făcând o analiză a intrărilor, a ieșirilor din sistem, fiindcă trebuie să se înțeleagă, asistența maternală nu este adopție, este total altceva. Este o meserie. Este o meserie, este o profesie și o profesie care 24 implică din 24 din 24 și pentru anul acesta ne-am propus 16, noi sper să reușim măcar 16, dacă nu 30, ne-am dorit 30 și în ideea am discutat de mai multe ori a închiderii centrelor de plasament, a dezinstituționalizării. Ca în orice altă meserie, există avantaje și dezavantaje. Salariile pornesc de la 1500 de lei net, bani la care se adaugă și indemnizația de hrană în valoare de circa 300 de lei și cresc în funcție de numărul de copii sau de vechime. Ca și în orice meserie, sunt și lucruri mai grele și lucruri mai ușoare și responsabilități mai mari sau mai mici și aspecte mai puțin plusuri beneficii, și plusuri și minusuri. Dacă o luăm ca și plusuri, trebuie să ne gândim la faptul că ești de acasă, ești în familia ta, mai sunt asistenți maternali care au copiilor, îți poți îngriji copii, nu faci navetă, ai o carte de muncă cu un salariu stabil care nu implică scăderi sau fluctuații foarte mari. Ca o noutate din acest an este obligatorie plasarea copiilor care au până în 7 ani la asistenți maternali profesioniști și nu în centrele de plasament. Prin schimbarea legii 272 cu 1 ianuarie, noi eram obligați anterior acestei precizări copiii 0-3 ani să fie fără dizabilități grave, să fie plasați la asistenții maternali. Cu 1 ianuarie 2019, această vârstă s-a mărit la 7 ani. Deci 0-7 ani copiii, obligatoriu, trebuie să ajungă la un asistent maternal.